Neața. Mă joc prin solarele astea, mă uit, îmi place. M-am jucat cu ardei, i-am învârtit, i-am rotit. Da? I-am mai arătat eu. Ia uitați, frumos sunt. Minunăție. Minunăție. I-a ridicat, germinează mai bine jos, îi ridic, bang, iar de aici au lumină acum. Tot ce trebuie, 22. Mi-am pus și apă de lene să mă duc în casă la topit, să beau. Țelina ușor așa bătrânește. Ce să vă zic, e mișto de tot. Ce fac acum? Am văzut că, normal, a dat soarele, imediat s-au încălzit în solar, de la minus 9 s-au făcut, mai sunt minus 2, nu știu cât. Mi-a atins temperatura în masa asta în care o să mut ardei, am 20 de grade. În asta altă am dat un 29, apoi am cumpărat 28 și am deja 26. Să-i forțez puțin, o să-i țin încă 2-3 zile până când se măniar. Ce fac acum? Upgradez cu termometre și higrometre, da? Higrometru pentru umiditate, da? Higrometrul ăsta am la greu aici și schimb bateriile la cele mai vechi. O să ziceți că prea multe, nu, nu sunt multe deloc. Asta e cutia de la ultima stație pe care am luat-o, că m-a întrebat cine de ea. Și eu vă spun că bate și la 40 de metri. Eu am casa undeva la stația, monitoarele, zic așa, le-am undeva la 10 metri de aici, în casă, pe masă, în living, stau boier. Ăsta are 12 metri jumate, cu că jumătate de metru, mai mult, un metru aici între, 13, ar fi 13 metri. Cu încă vreo 2 între solarii, da, se fac vreo 15 metri. 16 metri are lungime ăla, taim un 70 cm în capăt, unde ultimul senzor. Da? Și ajungem la... cât am zis? Am uitat. Deci vine cu aritmetica asta 16 plus 2, 18 plus 12, 30, cum că zice 40 de metri. M-a întrebat cineva și am răspuns dimineața, 40 de metri bate senzorul. La mine aici, nu știu în altă parte, da? E adevărat că mai interferează. Am trei stații la fel și mai interferează. Dar te duci și reglezi, că nu-ți cadă galoanele. Te duci și le resetezi iar. Ei monitoarele pac frumos că-s micuțe. Și dai iar reset la senzor. Care e problema? Bag termometre pentru că vreau să am în control deja tot ce înseamnă ardei, da? Pentru că urmează gata creșterea lor. Pe masa asta unde am deja 20 de grade la senzorul ăla. I-am făcut test, vă dați seama că nu se țin pe 20 de grade cât ziua. Și o să-i cresc aici frumos. Dar pentru asta am nevoie în zilele geroase și noaptea, în afară de senzorii ăștia de temperatură și umiditate, și de alte ustensile de măsurat. De ce? Pentru că monitoarele rămân în casă, nu plec cu ele mereu. Decât când resetez în casă că văd că se interferează între ei senzorii. Și atunci vin și cum am aici, trebuie să am în fiecare masă cel puțin 2. Hai să zicem un termometru. Și mă uit pe el. Ăsta deja nu mai are baterie decât dacă apăs pe el. Da? Mă duc la asta alte. 27 de grade, da? Unde? Păi la nivelul sondei. Care sondă? Sonda pe care am pus-o eu special pe alveolă, să văd eu cât e acolo. Altul aici. Cât am? 24. Tot așa, trebuie să schimb bateriile. 24, nu mai văd eu bine aici, 24,3. Unde? Mai puneam eu sonda pusă, da? Tot așa. Unde vreau eu să măsoare. Și așa am și aici. E, am mai cumpărat vreo 10. Ăsta e din bazin, dar l-am scos din apă acum special să văd la un metru ce temperatură am eu la nivelul ăsta acum. Și am 3,1 grade. Înăuntru aici am 28 de grade. Unde? Sus. Ia uitați. Urc, l-am băgat pe aici. Uitați-l aici. Eu aici, fără să atingă ceva, știu că am un 28 de grade. Ceea ce e perfect. Îmi întrețin, nu se alungesc, am lumină aici. E boboc.
masa asta. Aștept să mi se dezghețe grilul pentru că a înghețat și rup dacă trag acum. Da? La prânz o să desfac masa asta, o să o închid și o să-i dau drumul și ăstea, să-i fac test de căldură. Câte grade, la câte grade pot să o urc și așa mai departe. Florile astea o să dispară azi de aici. Masa asta este funcțională și ea. Am vrut să vă arăt și chestia asta pentru că e foarte important controlul temperaturilor în culturi, da? Mai ales la răsaduri, unde dacă nu ești atent și vine un ger de o oră, nu știu, hai să zicem, mai mult cât, nu știu, 2-3 ore, cred că mor plantele. Zi mișto să aveți? Eu bag termometre peste tot. Numai bine.